Salut! Din Australia de Sud. Drumul de la Uluru către Marla și Cooper PD. Cineva conduce. Ni se pare frumos drumul? E destul de uscat, cam plictisitor. Nu e wow. Deloc. Ne îndreptăm spre o zonă vastă din centrul continentului, unde mineritul este principala activitate economică. Ținta noastră este orășelul Cooper Pedy, aflat în inima outback-ului australian. Suntem pe drumul mare, pe Stuart Highway, drumul asfaltat ce leagă Port Augusta de Darwin, sudul cu nordul. Sperăm să ieșim cât mai repede din drumul acesta. Cumva nu ne mai place asfaltul. Australia este foarte bogată în resurse naturale. Dacă în Europa mineritul are o istorie de peste 8.000 de ani, aici, la Antipozi, exploatarea bogățiilor solului începe după 1840, activitatea fiind derulată exclusiv de către coloniști. Datorită absenței munților și a glaciației, outback-ul australian are resurse de fier, aluminiu, uraniu, aur, nichel, litiu, plumb, zinc. Opalul se găsește și el din abundență și chiar și în ziua de azi, mulți oameni vin aici și cumpără concesiuni pentru a căuta opal. De-a lungul timpului, în jurul minelor și a zăcămintelor importante, au înflorit orașele. Acestea sunt mici, situate la distanțe mari unul de altul. Au totuși supermarket, bancă, magazin de băuturi alcoolice, unul sau două baruri și frumoasele hoteluri construite în stil colonial. Pe măsură ce ne apropiem de Cooper Pedy, peisajul devine din ce în ce mai arid. Soarele arde neiertător și te compleșește sentimentul de singurătate. Terenul este plat, lipsit de pomi și pare nesfârșit. În această arșiță vântoasă oprim însă pentru o scurtă pauză de prânz. Se gătește la burbagaj. Am ajuns în Cooper Pedy, capitala mondială a opalului, cu peste 70 de câmpuri miniere răspândite în jurul său. Orașul asigură 85-90% din producția mondială de opal. Alb care a ajuns pe aceste meleaguri a fost John Stuart în anul 1858, plecat în căutarea unei mări interioare în centrul continentului australian. Opalul a fost descoperit însă mai târziu, în anul 1915, de către Hitchson. Chiar dacă Stuart nu a găsit marea, ea a fost aici acum circa 150 de milioane de ani. Între timp a secat, lăsând în urmă numeroase lacuri sărate, iar prin tasarea și deshidratarea nisipului de pe fundul său, a apărut o rocă foarte dură, în interiorul căreia se găsesc depozitele valoroase de opal.
Cooper Pedy, orașul subteran al Australiei, are o populație de aproximativ 2500 de locuitori, 60% dintre aceștia locuind sub pământ. Numele orașului vine de la termenul folosit de aborigeni, Cupa Pedy, tradus prin gaură săpată de omul alb. Frumos la dumneavoastră! Și aici soțul nu-l deranjăm? Nu. Pare că are o pasiune bahică. După primul război mondial, la Cooper Pedy au apărut primele case subterane. Soldații întorși acasă luaseră contact pe front cu viața în tranșee și cu o ingeniozitate caracteristică a australienilor au exploatat beneficiile construirii sub pământ. Majoritatea caselor de aici, și nu doar casele, ci și bisericile, hotelurile, restaurantele, muzeele, sunt acum săpate în pământ, ceea ce le conferă o temperatură constantă de 22 de grade Celsius, aspect deosebit de important în căldura toridă din această zonă. Locuitorii din Cooper Pedy nu mai au voie să exploateze opal în oraș, dar toți ocolesc această restricție motivând săpăturile prin necesitatea extinderii locuințelor cu noi camere, uneori chiar și cu piscine subterane. Aici avem biserica subterană, săpată în jurul anilor 1970. Numele provine de la catacombele din Roma, unde creștinii timpurii găseau liniște în timpul persecuțiilor. Deși Cooper Pedy produce aproape tot opalul existent la nivel mondial, niciun miner nu se laudă când găsește filonul, de frică să nu fie prădat, puțurile aflându-se în deșert, unde pe timpul nopții nu sunt păzite. Câmpurile din jurul orașului par scormonite de o armată de cârtițe, peisajul rămas în urma mineritului fiind dominat de mușuroaie de nisip și piatră escavate din galerii. În zonele miniere, accesul este interzis, pericolele fiind date de exploziile cu dinamită, dar și de riscul de a cădea în puțurile abandonate și nemarcate. În sfârșit ieșim de pe drumul asfaltat, așa că ne oprim să desumflăm roțile. O presiune mai mică asigură aderență mai bună, dar și mai puține vibrații în caroseria mașinii. Lăsăm în urmă orașul minier și ne îndreptăm spre deșertul pictat, pentru a-l surprinde în lumina apusului, cel mai bun moment al zilei. Drumul ne poartă pe lângă gardul contra Dingo, ce desparte zona de sud-est a Australiei de zona nordică. Gardul contra câinilor Dingo este cel mai lung gard din lume, are 5600 de kilometri și a fost permanent întreținut de la construcția lui din 1880. În anul 1770, când exploratorul James Cook a ajuns pentru prima dată în estul Australiei, 90% din speciile de animale de pe acest continent erau unice.
iar populația locală, aborigenii, trăia în perfectă armonie cu acestea. Coloniștii însă au adus cu ei cămile, oi, vaci, cai, capre, iepuri, ceea ce a dus la perturbarea ireversibilă a acestui echilibru. Turmele de oi și capre din partea relativ fertilă de sud-est a continentului au început să fie atacate de dingo, cauzând pierderi de mii de animale pe an fermierilor și ducând la decizia de a construi acest gard. Suntem în parcul național Kanku Breakaway, situat la 23 de km nord de Cooper Pedy. Aici întâlnim aceste dealuri joase, dar foarte frumos colorate, desprinse în trecut din lanțul muntos Stuart. Aici avem două exemple superb colorate de dealuri, sarea și piperul, sau, conform aborigenilor, cei doi câini, unul maro și unul alb, ce stau culcați. Wow, cu ce culori ne întâmplim această dimineață în deșertul australian! Și cu ce începe o dimineață perfectă în deșert? Cu o cafeluță de la Toby. Nu-i facem reclamă, face cafea bună. Și greu de găsit cea râșnită pentru filtru. Prăjită pentru filtru. Oare la hotelul ăsta râșnea cineva de mână cafeaua? Atunci când era mina în funcțiune? Cum miroase!
Yum yum. Am dormit lângă fostul hotel de pe vremea când în acea mină se exploata aur. Se mai văd încă șemineele și coșurile de fum. Sub o parte a clădirii exista un subsol. Ha, uite ce mineu, ce formă are. Drăguț. Și subsolul. Preocuparea locuitorilor din zonele aride de a strânge apă. Sunt împrăștiate mai multe bazine de apă, probabil boilere. N-au plăcut niturile. Ascunse în tufiș? Avem două șopârlițe. Se numesc șopârle shingleback. Ajung la 31 de centimetri. Și dacă se simt amenințate, ori să ne scuipe. Caracteristică este forma lor, cu coada aceasta groasă și scurtă. Dimineața sunt foarte leneșe pentru că este răcoare. Toate aceste plante fac parte din aceeași familie și nicio altă specie nu poate intra în competiție cu ele. Sunt extrem de bine adaptate la secetă. Probabil cineva venea cu această mașină să încheie niște contracte pentru aur. Se mai văd încă rezervorul de combustibil și eșapamentul. Ce a mai rămas din ele? Mașina este ciuruită de gloanțe.